Lucrările de reabilitare au început în mai 2012 și au fost finanțate printr-un program european. A fost izolată termic clădirea, s-au făcut intervenții la bazinul de înot și au fost dotate cabinetele de kinetoterapie, de recuperare, sala de gimnastică, masaj cu aparatură și mobilier. Sunt dușurile, dușul din saltea. Partea de kinetoterapie, de fitness, cum ne place nouă să zicem, în partea de mișcare, sunt băncuțe mici, multifuncțional, cu greutăți, șubaliere, băncuțe pentru abdomene. Electroterapie cu șocuri, acela de acolo, cel alb, și aici am fi partea de crioterapie. Nu știu dacă ați auzit sau sunteți familiarizați, în acest aparat se propulsează o substanță foarte rece care răcește sau efectiv îngheață anumite zone ale corpului. Centrul de Îngrijire Sociomedicală Sfântul Nicolae își propune să ofere servicii de recuperare medicală pentru beneficiarii aflați în categorii sociale din Brașov, respectiv persoane vârstnice, persoane cu handicap, dar și cetățeni care sunt îndreptățiți printr-o recomandare de la medicul specialist să efectueze aceste exerciții de recuperare. Se fac terapie, hidroterapie, sunt băi galvanice aici, sunt terapii ocupaționale, se reeducă persoanele care și-au pierdut anumite funcții, gen funcția locomotorie. Sunt foarte multe persoane care au nevoie și eu cred că răspundem unor necesități stringente pentru persoane care nu au unde să fie îngrijite sau nu au unde să fie tratate și eu cred că putem să gestionăm această problemă foarte bine aici. Până la sfârșitul acestei luni trebuie aprobată organigrama bazei de tratament, astfel încât să poată fi făcute angajări. Într-o primă etapă vor fi angajate 21 de persoane. Apoi, în luna aprilie, vor fi stabilite tarifele pentru servicii sau beneficiarii care vor face tratament gratuit. Baza ar putea fi deschisă până la jumătatea lunii mai.